Noi mâine marcăm după ziua libertății. Dumneavoastră cum? Voi marcați, dar eu nu marchez așa zi și așa zi nu poate exista. Asta e ziua de când s-a început zilele negre în viața Moldovei noastre, a fiecărui cetățean în parte, de când s-a început tot acest dezastru care îl avem noi azi în Moldova. Ia ca ce trebuie, ziua de doliu, 7 aprilie 2009. Nici un fel de revoluție, nici un fel de democrație, nici un fel de luptă. O trebuie să lupte în campanie electorală care să terminați cu două zile înainte. Să nu ne permită nouă să înșim cu 60 de mandate. Că noi niciodată nu ne-am permis în activitatea noastră politică și până la 5 aprilie 2009 și după și astăzi ca să cumpărăm vreun alegător, ca să dăm cuiva bani, ca să retragem un deputat.